seara și bun găsit! Sunt Raluca Săcuianu și vă prezint știrile GDS. Lucrările la fabrica de biscuiți Eti au început astăzi la Craiova. Revenim imediat cu detalii, dar să vedem mai întâi titlurile ediției. Trei firme se vor ocupa cu desăzăbezirea drumurilor naționale din județul Dolj. Oltenii sunt mai precauți. Atunci când își cumpără o mașină nouă, primordială este siguranța pasagerilor și mai apoi dotările. După mai bine de 6 ani, festivalul Ioana Radu va fi organizat din nou la Craiova. Lucrările la fabrica de biscuiți Eti au început astăzi la Craiova, un eveniment la care au participat reprezentanții autorităților locale și județene, fondatorul și conducerea companiei din Turcia, precum și ambasadorul acestei țări la București. Este vorba despre o investiție de 40 de milioane de euro, prin care vor fi create la Craiova 1000 de locuri de muncă. Fabrica de biscuiți Eti va fi construită în Parcul Industrial Craiova, pe o suprafață de 7 hectare. Este prima noastră investiție în străinătate și joacă un rol important atât pentru noi, cât și pentru Craiova. O investiție realizată cu dragoste și tot ce este făcut cu dragoste duce întotdeauna la succes. Vom avea succes și aici. Vreau să îi mulțumesc în mod personal domnului Firusan Canatli, care a fost cel care a luat decizia finală ca această fabrică să se așeze la Craiova și să asigur toți membrii familiei Canatli că din postura pe care o avem cu toții cei din administrația locală, vom face tot ceea ce este posibil pentru ca această investiție să se dezvolte, cu atât mai mult cu cât știm că asta înseamnă locuri de muncă, dar asta înseamnă și o industrie dezvoltată pe orizontală. Lucrările de construcție a fabricii sunt împărțite în 4 etape. Prima se va finaliza în luna octombrie, anul viitor, când va începe și producția de biscuiți, biscuiți cu cremă, prăjituri și alte dulciuri. Cât privește procesul de recrutare, deja au fost angajate 15 persoane. Ne gândim în prima etapă la 300 de angajați, iar în funcție de mersul lucrurilor, ne propunem ca în foarte scurt timp să ajungem la 1000 de salariați. La Craiova, de obicei, primim vești proaste în legătură cu locurile de muncă. Se mai reduc dintr-o parte, mai pleacă din altă parte, dintr-o platformă industrială de 100.000 de muncitori, au rămas undeva vreo 10.000 și iată că astăzi o rază de soare apare în această zonă a Craiovei, un parcul industrial și o fabrică de succes a familiei Canadin, apare cu o investiție foarte mare. Investiția se ridică la 40 de milioane de euro, 6 fiind ajutor de la Guvernul României. Pentru început, doar 20% din producție va rămâne în țara noastră, restul va fi destinat exportului. După ce am avut emoții că nu va avea cine să dezăpezească în această iarnă drumurile naționale din Dolj, lucrurile stau acum cu totul altfel. Dacă la prima licitație nu s-a prezentat nimeni, cea de-a doua a fost un succes. Trei firme vor acționa pentru ca, în județul nostru, să se circule fără probleme. Anunțul a fost făcut ieri în ședința Colegiului Prefectural Dolj. După ce am avut emoții că nu va avea cine să dezăpezească în această iarnă drumurile naționale din Dolj, lucrurile stau acum cu totul altfel. Dacă la prima licitație nu s-a prezentat nimeni, cea de-a doua a fost un succes. Trei firme vor acționa pentru ca în județul nostru să se circule fără probleme. Sececlin Prestactiv SRL București se va ocupa de dezăpezirea drumurilor naționale din județul Dolj. Au fost încheiate însă protocoale cu alte două firme. Prima este SC Delta ACM 93 SRL. Firma SC Delta ACM 93 SRL, prin bazele de la Codar și de la Dovan, va executa toate lucrările de întreținere curentă pe timpul iernii, deci aprovizionare cu materiale antiderapante, sare visip, lucrări de dezăpezire, combaterea poleiului, reparații asfaltice, montare și demontare panouri parazăpezi, informarea meteorologiei. Sectorul pe DN56 de la Craiova la Galicia Mare. Au fost de asemenea stabilite și sarcinile firmei SC Delta ACM 93 SRL. A prevăzut să se aprovizioneze cu 400 de tone de nisip, 400 de tone de sare și să acționeze pentru dezăpezire cu un utilaj multifuncțional echipat cu lamă și răspânzitor, 4 ATP-uri echipate
echipate cu ramă și răspunditor, o autofreză, un bulo excavator, două încărcătoare, o automagala, un autoremorcher, un autogreder și să monteze 4502 metri de panouri în parază pe zi. Secția Drumuri Naționale Craiova a încheiat protocol și cu firma Mocilos S.A. Atena, sucursala Cujmir. Aceasta va avea bază la Galicia Mare. Va executa toate lucrările de întreținere curentă de timp pe N56, sectorul Galicia Mare-Calafate a prevăzut să se aprovizioneze cu 250 tone de nisip, 250 tone de sare, 5 tone produs de ecologie și să acționeze pentru dezăbezire cu 4 ATV-uri echipate cu lamă și răspinditor, 2 autopetere, 1 escavator, 2 încărcătoare, 1 automacara și să monteze 4.880 de panouri de barază de. În ceea ce privește materialul antiderapant, firma urmează să-l achiziționeze în scurt timp. Oltenii nu se mai uită la consum, dotări și nici la preț atunci când cumpără o mașină nouă. Primordial a devenit acum siguranța șoferului și a pasagerilor, o spune reprezentantul unui important dealer auto din Craiova. Acesta a vorbit în cadrul emisiunii Economia Sudului și despre vânzările slabe pe care le-a înregistrat modelul Ford B-Max pe piața din Bănie. Dincolo de dotările unui autovehicul, de gadgeturi și de confort, cei care își cumpără o mașină se uită în primul rând la siguranța acelui vehicul. Adi Mărășescu, directorul de vânzări al Plus Auto SRL din Craiova, dealer autorizat Ford în această regiune a țării, a vorbit în cadrul emisiunii Economia Sudului de la Alege TV despre preferințele cumpărătorilor olteni. Din zona aceasta pe care o reprezintă Plus Auto, cam ce dotări caută cei care se adresează pieței de segmentului de mașini noi? Este clar că în momentul de față siguranța este deja pe primul loc. Deci dacă înainte primul lucru ne întreba un showroom dacă cât consumă această mașină, acum prima întrebare este cât de sigură câte sau stele ce... în cap are mașina? Da, și câte sigură? Stele deja au ajuns multe mașini să aibă 5 stele euro în cap, dar nu mai contează numai aceste lucruri. Câte airbag-uri, câte sisteme de asigurare activă, dar bineînțeles și pasivă, are o mașină. Cât de... Următoarea întrebare este imediat întreținerea mașinii. Adi Mărășescu a încercat să găsească și o explicație pentru vânzările slabe pe care le-a înregistrat modelul Ford B-Max pe piața românească. Totuși, în România, spuneți-ne câte B-Max-uri ați vândut dumneavoastră anul acesta, cu aproximație. Știu cifra exactă că este foarte mică. Câte? Două. La Craiova s-au vândut decât două. Două B-Max. Două B-Max. În orașul în care se produc. În orașul în care se produc. Aceste... De ce? V-a spus întrebarea asta, de ce? Am pus-o de la început. Sunt convinsă. Pentru că românului nu-i place acest tip de mașină. De ce? Că are segmentul de mașină de acest gen și cu această inovativitate, invenție, că nu este inovativă, este chiar o invenție a inginerilor de la Ford cu această ușă glisantă și fără stâlpul central, da? Românul a fost tot timpul conservator la mașini și în special oltenii noștri. Repet, iar segmentul acestei mașini care se produce în momentul de față la Craiova, este un segment foarte, foarte îngust. Companiile care decid să facă sponsorizări din profitul realizat sunt avantajate de lege începând din acest an. Practic, firmele nu mai sunt limitate de scăderea din impozit în decursul unui singur exercițiu financiar. Una dintre firmele dolgene care se află în top la capitolul sponsorizării este TopGel, cu o sumă care se apropie de 130.000 de euro. Până acum, firmele puteau să sponsorizeze cât doreau într-un an, dar li se scădea din impozitul pe profit doar în anumite limite. 3 la mie din cifra de afaceri, dar nu mai mult de 20% din impozitul pe profit. De anul acesta însă, pentru orice firmă care face sponsorizări mai mari decât limita admisă a deductibilității din impozitul pe profit, partea rămasă nescăzută se poate raporta în următorii 7 ani. Una dintre firmele aflate în top la capitolul sponsorizării în anul 2014 este TopGel. La aproape 130.000 de euro se ridică suma cu care acest brand oltenesc a contribuit la bunul mers al comunității, cu ajutorul Fundației Gazeta de Sud. Banii au fost folosiți în special pentru achiziționarea de aparatură medicală în urma implicării. Anul ăsta am avut, la un moment dat am avut bani pentru a putea, am avut bani să sponsorizăm mai mult decât gândisem noi. Am luat legătura cu Gazeta de Sud, cu Fundația Gazeta de Sud. Am mai făcut prin ei și mi s-a părut foarte corect ce fac. De asta și avem o relație foarte bună. Nu știam sigur unde o să fac sponsorizare.
din discuția cu ei, am mai văzut și prin ziar, domne, sunt în Dolj 100 și ceva, parcă de mii de oameni care au probleme cu inima. Pe mine asta m-a mirat foarte mult, m-a impresionat. Și am zis, dacă putem să facem ceva, hai să facem aici. Am luat legătura cu doctorul Militaru, ne-a spus omul cam ce ar vrea să facă și am zis, dacă putem, în măsura în care putem, noi sponsorizăm, adică noi vom cumpăra ecograful respectiv. Dreptul de reportare se exercită astfel. Suma nededusă din impozitul pe profit în anul în care se efectuează sponsorizarea se va deduce din impozitul pe profit la fiecare termen de plată al impozitului, în limitele menționate, până se recuperează toată cheltuiala. Pentru exemplificare, ceea ce nu s-a dedus în anul efectuării cheltuielii poate fi dedus integral în anul următor, în limitele de mai sus. Dacă nu s-a recuperat integral nici în acest an, se va continua să se deducă părți din cheltuială în următorii ani, până la împlinirea celor 7 ani. Nu se împarte la 7 și să se deducă în fiecare dintre cei 7 ani câte o parte, a spus la începutul acestui an un specialist în fiscalitate la Professional Consulting, după ce a intrat în vigoare actul normativ respectiv. Camera de Comerț și Industrie Dolj organizează joi Gala Topul Firmelor. Evenimentul a ajuns la cea de-a 21-a ediție și își propune să acorde distincții celor mai buni antreprenori din economia Doljului. Peste 400 de oameni de afaceri și diversi invitați sunt așteptați la centrul multifuncțional, începând cu ora 16 la ceremonia de decernare a premiilor pentru afacerile realizate în 2013. Anul acesta sunt premiate 766 de firme doljene, grupate pe 6 domenii de activitate. Cercetare, dezvoltare și high-tech, agricultură, silvicultură și pescuit, construcții, servicii, comerț și turism. Potrivit organizatorilor, departajarea s-a făcut în funcție de mai multe criterii avute în vedere, pe fiecare cod CAEN în funcție de domeniile mari din economie. Vorbim despre cifra de afaceri netă, profitul din exploatare, rata profitului din exploatare, eficiența utilizării resurselor umane, eficiența utilizării capitalului angajat. Regina romanței românești va fi omagiată din nou în Bănia, unde a trăit și pentru care a cântat artista. O nouă ediție a Festivalului Național Ioana Radu va fi organizată de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Dolj în perioada 27-28 noiembrie și va fi diferită de tot ce au văzut craiovenii până acum. În prima zi va fi organizată o sesiune de comunicări cu tema Ioana Radu, în memoria Craiovei, iar în cea de-a doua un regal de romanțe, muzică de petrecere și interbelică. Și într-un lan cu măturline, vântul susură prin foi, ce n-aș da să fiu cu tine, car frumos cu patru. Ioana Radu, pe numele său adevărat Eugenia Braia, s-a născut pe 17 februarie 1917 în București. Cea mai mare parte a vieții și-a petrecut-o însă la Craiova. A cântat multe genuri muzicale, dar romanța a fost rațiunea sa de a trăi, după cum spunea chiar Ioana Radu. Festivalul dedicat artistei va fi reluat după mai bine de 6 ani în Bănie. Prima zi, în 27 noiembrie, o vom dedica unei sesiuni de comunicări și personalității Ioanei Radu, așa am și spus Ioana Radu în memoria Craiovei, iar cea de-a doua zi, cea de bine, este o seară de spectacol, am zis noi, echilibrată și o seară de spectacol în care ne vom întâlni doar cu romanța, cântecul de petrecere și muzica interbelică. Din păcate, să construiești un regal de romanțe nu e tocmai ușor. Organizatorii au primit multe refuzuri pentru că puțini sunt cei care se încumetă nu doar să cânte, ci să interpreteze romanța. Am încercat să aducem 3 generații de interpreți. Cei care sunt mai de mult născuți și care au un repertoriu foarte bogat, cei care sunt în perioada de mijloc și cei care preiau acest repertoriu. Romanța este un cântec dificil pentru majoritatea interpreților și dovadă că mulți dintre cei contactați au și refuzat să vină la Craiova ca să nu se facă de râs.
În cadrul galei de romanțe și cântece de petrecere vor urca pe scenă Ionuț Dolănescu, cel care a fost dus la prima școală de muzică de Ioana Radu, Niculina Stoican, Mariana Angel, Lavinia Bârsoghe, Casandra Maria Hăuș, câștigătoarea trofeului Festivalului Maria Tănase din 2009, Zorina Bălancea, care a primit trofeul Festivalului Maria Tănase în 2013, Daniela Vledescu, Bianca Ionescu, soliste de operă și operetă, Ioana Cristea, Ion Amititeloaie, Vasilică Dinu, Mioara Velicu și Marian Niță, laureat al Festivalului Național de Romanțe Crizantema de Aur. Vă prezentăm în continuare informațiile meteorologice. Iarna bate la ușă, iar în Oltenia, ca de altfel în întreaga țară, se face din ce în ce mai frig. Temperaturile nocturne vor fi de minus 1 grad la Târgu Jiu și Drobeta Turnu Severin, minus 2 la Corabia și minus 3 grade Celsius la Craiova, Slatina și Drăgășani. Nici pe timpul zilei temperaturile nu urcă peste 0 grade, decât foarte puțin. Mâine se vor înregistra 0 grade la Drăgășani, 2 la Târgu Jiu și 3 grade Celsius la Cetate și Drobeta Turnu Severin. Știrile GDS au ajuns la final. Urmează informațiile din sport, iar de la ora 19:30, jurnalul regional. Ne vedem atunci!